prima, da. Prima lansare încrucișată, ca să zic așa. Adică doi autori vor vorbi unul despre cartea celuilalt, întrucât ele se suprapun parțial ca temă și se suprapun mult mai mult ca preocupări. Și cărțile și autorii. Și o să începem în ordinea inversă a sosirii. Domnul Tudorancea a sosit prim, așa că îl invităm pe domnul Călin Hente să vorbească primul despre cartea domnului Tudorancea, Frontul de acasă. Știu că, în general, editurile și cred că poate și autorii își orientează cumva aparițiile în funcție de mari aniversări. Noi n-am făcut niciun fel de calcul. Domnul Tudorancea avea în lucru această carte și ea a venit cumva firesc la, nu știu dacă e bine spus, aniversare. Nu știu cât de fericit e să aniversăm o război. E mai degrabă, să zic, o cifră rotundă care ne ajută cumva să nu uităm evenimente deloc dezirabile și, sperăm noi, irepetabile. Domnul Hente, vă rog. Înainte de toate, trebuie să vă spun că sunt extrem de bucuros că pot să vorbesc despre cartea domnului Tudorancea, a cărei lectură mi-a provocat o foarte mare satisfacție. De ce? Pentru că această carte este remarcabilă și importantă și mi-a umplut mie sufletul și mintea de bucurie, pentru că acoperă un mare gol din istoriografia noastră națională. Ceea ce știm noi până acum despre primul război mondial, este că România, sigur, a intrat în război cu Austro-Ungaria ca să-și recupereze Transilvania din ghearele perfidei monarhii bicefale Austro-Ungare, apoi a fost înfrântă, nu-i așa, de formidabila armată germană, fără să spune însă prea multe despre toată corupția și toată dezorganizarea care a dominat armata română în cei 2 ani de neutralitate și care au fost plătiți, iată, în 1916. Urmează apoi, sigur, refacerea miraculoasă, mai puțin poveștile despre tifos exantemati care au decimat armata română în iarna 1916-1917 și propaganda bolșevică revoluționare, inclusiv în rândul țăranilor noștri. În fine, ajungem la mărețul moment, Mărăș, Mărășești, Oituz, ura, trăiască, cum i-am bătut noi pe nemți, moment care în istoriografia europeană a marilor istorici și volume despre primul război mondial aproape că nu figurează absolut deloc, după care brusc Marea Unire, 1 decembrie 1918 și gata, cu asta am încheiat povestea României în primul război mondial. Ori această carte vine și povestește exact ceea ce s-a întâmplat la nivelul a ceea ce numim astăzi strada. La nivelul omului de rând, la nivelul opiniei publice, la nivelul interacțiunilor dintre cetățeanul de rând, opinia publică care exista atunci, atât cât era ea, cam 2/3 din cetățenii României, să spunem și treaba aceasta, la momentul 1914-16, erau onorabili analfabeți. Bun, deci cei câteva sute de mii de români alfabetizați și care citeau presă, citeau cărți, erau preocupați de soarta țării, aveau o viziune politică, ce s-a întâmplat cu aceștia? Cum interacționau aceștia cu autoritățile, mai întâi cele românești la putere în perioada neutralității, apoi cu autoritățile germane de ocupație în România, în Muntenia, mai puțin Moldova, cea care încă fusese păstrată ca entitate statală românească. E bine, despre toate aceste lucruri vorbește această carte într-un mod fără niciun fel de prejudecăți, fără triumfalisme. O spune pe bune. Și doresc să citesc doar câteva fragmente de aici, din carte, pe care mi le-am notat și care sunt remarcabile. De ce? Pentru că au o rezonanță directă în zilele noastre. Similitudine și rezonanțele vă las pe fiecare dintre dumneavoastră să le descoperiți. Eu nu mai le semnalez. Vorbim despre perioada de ocupație germană din România. Și zice așa, dat fiind amploarea denunțurilor, autoritățile germane erau ele însele surprinse de numărul tot mai mare al acestora, în condițiile în care în București, Bunăoare, se înregistrau zilnic în jur de 20-30 de denunțuri. Deci românii se denunțau. Evident, nicio legătură pe vremea aceea DNA-ul nu exista. Un alt element pe care iarăși în carte l-am luat, sunt foarte multe astfel de lucruri și toate pe bază de documente, pe baza unor documente precise de arhivă care certifică o anumită stare de lucruri. Ei bine,
Ne aflăm în ziua de, în perioada de 30 octombrie 12 noiembrie 1918. Trupele germane părăseau deja capitala, da, generând o atmosferă de entuziasm, dar și un val de jafuri și devastări pe fondul unui vid de autoritate. Se întâmpla în Bucureștiul eroic, da, cu câteva zile înainte de Marea Unire, despre care am vorbit atât de mult. Mai vreau să mai dau un fragment. Apropo de ceea ce s-a întâmplat tragedia din zilele noastre cu colecta de fonduri și asta, care pentru ajutorarea nefericiților inocenți din Clubul Colectiv și nu numai. Regina Maria, da, a inițiat și ea mai multe colecte de fonduri pentru ajutorarea amărâților, atât civili cât și militari din Moldova. Dar erau totuși puțini cei care excelau în opere de binefacere și generozitatea față de semenii aflați la nevoie pentru răniți sau pentru refugiații de război. Colectele și strângerile de fonduri la nivel național aveau mai mare succes, mai degrabă în rândul oamenilor simpli, care susțineau prin contribuții modeste efortul de război. Iată o realitate a României 1914-1916 care prezintă dureros de multe similitudini și paralelisme cu ceea ce trăim noi astăzi, acum în aceste zile. Și care trebuie spuse. Mai vreau însă să mai spun despre această carte, care este iarăși o chestiune care iarăși mă umple de bucurie, pentru că și eu fac la fel. Fabuloasa ilustrație pe care această carte o conține, atât prin imagini inserate în text, acolo unde trebuie, dar și prin colecția de documente și afișe color la sfârșit, care este cu totul și cu totul remarcabilă, pentru că istoria nu se scrie, e opinia mea, asta e puțin subiectivă, nu se scrie numai din vorbe, se scrie și din imagini. Omul când vede, cititorul obișnuit, da, când vede o imagine la un moment dat istorică, o fotografie, o sculptură, un tablou, nu mai spun de alte documente, parcă este atras mai mult și este mai convins decât de toată argumentația, care sigur că nu poate să lipsească, a textului respectiv. Una peste alta, recomand tuturor această carte ca pe o regăsire adevărată a noastră. Pentru a ne putea înțelege mai bine noi, românii cei de astăzi, trebuie să citim cărți de istorie de genul acesta, în care aici nu e vorba de bătălii. Nu, nu o să găsiți nici strategii, nici geopolitisme, nici secrete diplomatice. Nu, aici sunt niște documente despre viața adevărată a României 1914-1918. Și îl rog aici pe domnul Tudorancea să promită public că va continua cercetarea și va scoate al doilea volum cu foarte multe alte aspecte din aceeași perioadă, pe aceeași palier al cetățeanului de rând român, al interacțiunii lui cu autoritățile în perioada care urmează, pentru că avem nevoie de așa ceva, repet, pentru a ne putea înțelege mai bine noi cei de astăzi. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnul Hentea. Domnul Cristian Vasile, vă rog. Vă mulțumesc mult. Mi-e și greu, mi-e și ușor să vorbesc despre domnul Radu Tudorancea și despre cartea domniei sale. Îl cunosc de aproape 15 ani și ceea ce aș remarca la dumnealui este ușurința cu care poate trece de la un subiect la altul, pentru că, trebuie spus, dumnealui a publicat... Este, cred, a treia carte a sa și remarc ușurința cu care se mișcă în această perioadă contemporană, care riscă să ducă câteodată la ultra-specializare, pentru că a abordat atât problematica relațiilor internaționale în interbelic, cu accent pe relațiile româno-elene, chiar teza dumnealui de doctorat, dar și a abordat și perioada comunistă, ipostaze ale unei prietenii frățești între România și Coreea de Nord, raportarea de fapt a României la conflictul din peninsula coreană de la începutul anilor 50. Iată că acum coboară cumva în timp și abordează propaganda oficială în anii primului război mondial, dar această carte nu este doar despre propagandă, este și despre curentele de idei din acea perioadă, despre
disputa dintre antantofil și germanofil, dar nu numai. Titlul nu reflectă pe deplin conținutul cărții, care e mult mai, abordează mult mai multe subiecte decât sunt ele enunțate. Aș mai vrea să spun un lucru. Pe lângă bogata ilustrație din final, trebuie spus că domnul Radu Tudorancea a fost un adevărat căutător prin arhive, prin, și nu numai, prin anticariate, prin târguri de carte veche, și veți găsi aici extraordinare documente originale emise de administrația de ocupație germană. E într-adevăr remarcabil și foarte bine reproduse, remarc și eu acest lucru. Sigur că unul dintre istoricii care a retrezit interesul pentru perioada primului război mondial a fost Lucian Boia, cu cartea sa despre germanofili, apărută la Humanitas prin 2009. Acum, despre Lucian Boia spune că există o abordare cumva maniheistă în cultura noastră, în spațiul nostru public, fie este acoperit de laude, de multe meritate, fie este negat, nu există o linie de mijloc. La domnul Radu Tudorancea există o subtilitate a delimitării și a nuanțării pe care trebuie să o remarcăm, pentru că ca și Lucian Boia, Radu Tudorancea creionează niște portrete de antantofil, de germanofil, de intelectuali care s-au implicat în acea perioadă, în anii 1914-1916, în anii neutralității, în disputa de idei, numai că aici sunt și diferențe de păreri și le veți remarca citind cartea. Este raportarea, de exemplu, la cazul Vasile Pârvan, care este privit de Lucian Boia cumva ca germanofil, chiar dacă între ghilimele, ori domnul Radu Tudorancea, veți vedea, nuanțează lucrurile cu raportare foarte interesant și la documente mai puțin frecventate, mai puțin citate. Este vorba de un memorial în limba greacă, din câte mi-amintesc, redactat de Vasile Pârvan. Deci sunt documente mai puțin știute care sunt utilizate într-un mod care merită subliniat. Ce aș mai spune? Aș mai spune în final un singur lucru, cumva atins și de domnul Hentea. Veți vedea în carte, veți putea intra în acest fenomen al delațiunii, care, iată, datorită domnului Tudorancea, putem observa că cumva transcende epoci istorice, nu e vorba doar de perioada comunistă, nu e vorba doar despre revelațiile din arhiva CNSAS care dezvăluie acest fenomen neplăcut și trist. Cumva el vine de mai demult din istoria noastră și îl veți regăsi și în acel București din anii ocupației, dintre 1916 și 1918. Sunt tot atâtea motive incitante pentru care cred că merită să citiți această carte. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu vorbitorilor! Acum probabil o să facem așa, întâi lăsăm pe autor să vorbească puțin despre propria carte și apoi despre cartea, să zic așa, partenerului autor de la această lansare. Vă mulțumesc foarte mult. Spre deosebire de antevorbitorii, eu sunt și puțin agorafobic, așa că nu am să vorbesc foarte mult. Despre cartea mea, în mod sigur, va exista o a doua ediție cu adăugiri și îmbunătățiri, cum se spune. Deja am identificat un corpus de documente care va fi adăugat celor pe care deja le-am folosit în elaborarea primei ediții.
Sigur că mulțumesc foarte mult pentru sugestiile pe care deja le-am primit din partea colegilor care au citit volumul. Cartea deja a fost lansată de aproape o lună și ceva. Acesta este primul târg la care apucă să vadă lumina zilei în mod oficial. Am să continui acest efort de cercetare în speranța că o a doua ediție va fi cu atât mai binevenită și cu atât mai incitantă, să folosim acest termen, incitant. Acum, referitor la cartea domnului Călin Hentea, Când se vor sătura românii de propagandă, este o impactă politic. Însuși titlul ar putea să inducă în eroare, pentru că, în esență, eseul reprezintă un gen la granița între beletristică și zona științifică. Aș spune că, privind acest volum în ansamblu, el se apropie mai mult de zona științifică. Singura excepție, singura notă care ar putea să contrazică această afirmație ar fi faptul că lipsesc notele de subsol. În schimb, ca anvergură științifică, din punct de vedere al cercetării, al amploarei efortului de cercetare, este incontestabil foarte apropiat de zona aceasta. Mă felicit că mi-a fost dat să văd lucrări sau studii cu valoare, cu pretenții științifice mai puțin documentate, cu mult mai puțin documentate decât acest volum. Acum, în esență, este vorba de un volum care unește 20 de eseuri politice, incorrecte politic, spune domnul Călin Hentea. Mărturisesc că nu aș fi atât de ferm în a afirma acest lucru. Nu sunt atât de incorrecte politic, din punctul meu de vedere sunt foarte aproape de a fi corecte politic. Cu unele nuanțe, bineînțeles. Pe mine, ca istoric, m-a interesat mai mult zona de analogii, de permanențe în evoluția propagandei în ansamblu și am identificat unele elemente care pe mine m-au interesat mai mult decât altele. Și am aici în vedere, lăsând deoparte evoluțiile specifice a primului război mondial, cel de-al doilea război mondial, războiul rece, avem aici niște episoade care pe mine m-au atras în mod deosebit. Este evocat, de exemplu, acel dialog care s-a desfășurat între Saddam Hussein și ambasadoarea statului de la Bagdad, April Gaspy, în iulie 1990. Acesta a rămas controversat pentru că, de-a lungul acestui dialog, care a fost consemnat oficial, felul, stilul în care a decurs această discuție lasă de înțeles că, practic, a existat un oarecare acord tacit din partea Statelor Unite pentru o eventuală intervenție a lui Saddam în Kuwait. Și am să spun aici, am să citesc punctual. Aceasta i-a spus lui Saddam că America, citesc, nu are nicio poziție privind conflictele interne arabe, precum neînțelegerea frontalieră cu Kuwaitul. Și mă rog, e varianta limba engleză aici, am spus în limba română. Am să vă spun că există un corespondent aproape tras la Indigo în privința acestui episod și am să mă refer la situația dinaintea războiului din Coreea, unde în ianuarie 50 a existat o poziție a secretarului de stat Dean Acheson, care efectiv a exclus Coreea din perimetrul defensiv american. Fapt ceea ce a contribuit, alături de multe alte aspecte, la luarea deciziei privind atacul asupra Coreei de Sud. Sunt foarte multe lucruri de spus, dar întrucât timpul nu este foarte lung, am să mai fac referire doar la câteva dintre ele. Un capitol deosebit care mi-a atras atenția este acesta, ce facem cu nostalgia dictaturilor și ofensiva populistă. Undeva are oarecare susținere în sensul că pot fi găsite elemente care pot duce la această concluzie, că există o nostalgie a dictaturilor și această ofensivă populistă continuă, parcă mai abitit cu fiecare an care trece. Pe de altă parte, eu aș îndrăgi să spun că cel puțin în cazul situației de la noi, acea nostalgie pe care o împărtășesc mai mult de jumate din 5% din populație, sau, mă rog, potrivit altor studii, chiar mai mult din populația României pentru acele vremuri, acea perioadă istorică, aș spune că în mare parte este vorba, dincolo de această memorie selectivă, aș spune că este vorba mai degrabă de călătorie în timp și de faptul că subiecții se identifică cu acea perioadă din viața lor în care erau tineri. Deci este practic vorba de acea perioadă în care erau tineri, tendența lor, practic. Aș spune că despre asta este vorba mai degrabă decât de o chestiune de afinitate politică sau ideologică, din punctul meu de vedere. Acum, pentru că trăim o perioadă foarte agitată din punct de vedere al acestor evenimente care se produc de câteva zile în continuu, de o săptămână, aproape zi de zi, avem astfel de vești legate de fundamentalismul islamic, îndrăznesc să citez un paragraf foarte sugestiv în acest punct de vedere al domnului Hentea privind
fundamentalismul islamic. Terorismul fundamentalist islamic, așa cum ați numit el acum până dintre milenii, nu este un fenomen nou. Din potrivă, istoria terorismului, ca armă politică, a celor puțini împotriva celor puternici, este veche de când lumea. Și ținând seama de posibilitățile tehnologice ale epocii, a luat îndeopște forma asasinatului politic. În schimb, astăzi, organizația teroristă arogantă autoturată statului islamic folosește internetul pentru a disemina filmul de capitări statelor americani și occidentali, inconștientă parcă de coagularea alianțelor pe care le va naște astfel împotriva sa. Represaliile medievale aveau loc în piața publică a orașului, unde se desfășura suficiul asasinului. Acum ele poartă numele de război mondial împotriva terorismului și se transmit, la fel ca și actele teroriste, la televizor și pe internet. Cu toate acestea, în rafinata Europa Occidentală, acolo unde civilizația creștină a avut un nivel de bunăstare și emancipare culturală nimai cunoscut până acum, se petrece un fenomen ciudat și incomod de explicat. Simultan cu scăderea dramatică a prezenței credincioșilor la slujbele catolice din minunatele catedrale, are loc o creștere a numărului de cetățeni occidentali și nici americani nu fac excepție, ce se convertesc la islam, iar unii decid chiar să plece să lupte și să-și iese de bunăvoie viața în diverse războaie religioase din Orientul Mijlociu. Cred că așa lucru spune foarte multe despre felul în care evoluează aceste lucruri în perioada recentă. Pe de altă parte, lumea anglosaxonă, aici un alt citat important, sugestiv, pe de altă parte, lumea anglosaxonă a dovedit în același context al atentatului din 7 ianuarie, avem aici o referire la acel atentat de la Charlie Hebdo. O jenantă de ipocrită atitudine din sfera cuvintele politice. Mari și respectabile ziare precum din New York Daily News sau de Telegraph, la fel ca și rețele de televiziune la fel de puternice, au găsit imediat justificări deontologice și corect politice pentru a nu publica sau a nu reproduce blurat acele caricaturi ofensatoare la profetul Mahomet, pentru care 12 francezi au plătit cu viața. Deci, iată, e un alt paragraf sugestiv. În principiu, încercând să concluzionând acest mică intervenție pe marginea cărții, aș spune că este vorba, acel gen de carte pe care odată ce îți cade în mână, nu o lași până nu o epuizezi, excelează prin acribie și dublată prin efort de documentare dus la extrem. Nu am rămâne decât să felicit încă o dată pe autor și să sper în viitoare întâlniri și discuții pe marginea acestor două cărți, care mă sigur vor fi foarte fructuoase. Încă o dată mulțumim și felicitări la autorul. Îmi cer scuze pentru emoție, dar... Începem să ne cunoaștem mai bine autorii. Nu știam că domnul Tudorancea acuză agorafobia. Oricum, nu cred că are ocazii prea dese să sufere de ea. Dar o să-i oferim noi altele, cu alte ocazii și la alte târguri de carte. Da, înainte de a vă vorbi un pic despre altă carte, mă rog, scrise cu documente sentimentale, îl rog pe domnul Călinhentea să spună ce crede că mai trebuie spus despre cartea domniei sale, incitându-vă să o citiți. Ce pot eu să mai spun decât că... Da, trebuie să mai spun ceva. Uitați-vă la această copertă. Această copertă reprezintă reproducerea unui tablou realizat de doamna Marilena Murariu. Marilena Murariu, care a fost victima unui ucaz militar recent petrecut în urmă cu o săptămână. Mai precis, Cercul Militar Național i-a interzis deschiderea unei expoziții personale a domniei sale în Sala Artelor, pe motiv că picturile doamnei Marilena Murariu, de genul celei de aici, ar reprezenta propagandă politică. Toată povestea respectivă, cine dorește o poate găsi, textul meu, scris de... a apărut astăzi în ziarul de duminică. Subtitlul: Pictorul, istoria, curajul și ilustrația. Pentru că doamna Marilena Murariu este unul dintre foarte puțini artiști cu adevărat curajoși, responsabili din zilele noastre, care a practicat o lustrație plastică
a tuturor acelor politicieni pe care, despre care discutăm zi de zi și despre care probabil cărțile de istorie vor scrie mâine. Despre această carte, ca și despre asta, din perspectiva acestei întâmplări, acestei cenzuri brutale, idiote, obtuse, penibile și ridicole, care a aruncat, din punctul meu de vedere, pentru că și eu am fost militar, 22 de ani, o pată de asupra armatei române, am un gust destul de neplăcut, pentru că o astfel de carte, o astfel de pictură, astfel de evenimente, iată că nu influențează cu absolut nimic autoritățile, lucrurile merg bine mersi înainte, degeaba au ieșit oameni în stradă și au cerut schimbarea sistemului. Iată, la doar câteva săptămâni, sistemul, prin acest act, prin acest ucaz militar de cenzură absurdă, petrecut acum, la 2-3 săptămâni după tragedia de la Colectiv, arată că în structurile de fond ale societății, ale autorităților României contemporane, în mentalitatea lor, nu s-a schimbat nimic. La fel există și acest capitol aici, când se vor sătura românii de propagandă, care iarăși lasă un loc unui răspuns previzibil. Niciodată. Iar acest eveniment despre care am vrut să-l corelez împreună cu această copertă acestei cărți, din păcate demonstrează acest lucru. Totuși, nu trebuie să ne pierdem speranța, pentru că asta este în firea omului. Iată că se mai petrec lucruri minunate și adevărate, precum și cărțile domnului Cristian Vasile de la Humanitas, care sunt extrem de curajoase, de pertinente și de, să vă spun, de adevărate în fond și în esența descrierii adevăratei fețe a fenomenului comunist, pe care continuu să cred că nu din motive de vârstă și de tinerețe, ci efectiv dintr-o anumită stupizenie mentală, de un anumit infantilism, foarte mulți români încă îl mai... și comoditate și lene, da, foarte mulți români continuă să fie nostalgici după el. E bine, cărțile domnului Cristian Vasile, cărțile domnului Radu Turancea, care iată despre, vorbesc despre adevărul istoriei dintr-o perioadă trecută, deci nu acum, în urmă cu 30-40 de ani, ci de acum 100 de ani, poate că vor reuși. Dar de ce nu și picturile doamnei Marilena Murariu să ne însănătoșească cumva? Sper. Asta e tot. Da, mulțumesc, domnul Hentea. Într-adevăr, asta am vrut să remarc și eu. Faptul că titlul este retoric când se vor sătura românii de propagandă. O carte, să zic, mai subțire, la propriu. O carte de articole patriotice, autentice, deci nepatriotarde. Știu că nu mai e la modă, facem alergie când auzim de, știu eu, o propoziție care vizează patria, deja trezește alergii și idiosincrazii. A ajuns o rușine să vorbim despre locul, despre spațiul în care trăim, nu? Ei, Dan Arhire este un publicist discret, care a naufragiat, să zic așa, la Tulcea de câțiva ani, el fiind din centrul țării, născut în centrul țării, și unde face ce poate cu puterile lui, adică scrie, publică, lansează, face albume, a făcut la un moment dat un colaj de cântece patriotice extraordinar. La un moment dat se găsea pe internet, nu știu dacă se mai poate găsi, dar dacă dați Dan Arhire și urmăriți, are și un site, Pe Drum, cred, pedrum.ro sau cam așa ceva, o să regăsiți acolo cântece de la 1900, toamna, până aproape de zilele noastre, cântece frumoase pe care le-am uitat cu toții. Aici e o sumă de, pot să le spun și microeseuri istorice și, repet, patriotice, nepatriotarde. Nu știu dacă să le recomand așa tuturor celor care se treacă prin acest târg în aceste zile. Le recomand celor care încă mai simt firesc că sunt legați cumva de țara în care s-au născut. Vă mulțumim pentru atenție și vă așteptăm de la ora 13 la alte lansări. Până atunci, eu știu, să sperăm să fie tot soare în continuare. Da, o să mai avem cel puțin 20 de lansări probabil, sau... Deci mai scădem 4.
Vine și cartea, da, da, deci primul tiraj s-a epuizat, adică pot să anunț că așa și în câteva ore vine al doilea tiraj. Dar oricum miza mare este ediția a doua care va fi, sper eu, la începutul anului. Sper că până atunci domnul Dorancea mai adună și în alte condiții grafice, mai bune dacă se poate, de ce nu? Sau cât mai bune. Problema e cu raportul, nu doar raportul preț-calitate de tipar, ci raportul calitate-preț de vânzare a unei cărți. Pentru că după aia îngrădim, o transformăm într-un mic album de artă și va fi destul de greu de ajuns la ea. Dacă se trece pe la casă, bineînțeles. Alminter va fi accesibilă. Nu știu eu, prietenii autorului vor primi gratis. Vă mulțumim și vă așteptăm de la ora 13.